Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucim în ședință ordinară. Numărul Comunei Bucim, județul Bacău. În temeiul dispozitivului articolului 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și complicările ulterioare, dispune. Articolul 1, alineatul 1. Se convocă Consiliul Local Bucim în ședință ordinară în data de 17 iulie 2017, ore 13 la sediul primăriei Comunei Bucim. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2, anul 2017, al Comunei Bucim, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru consilieri locali din cadrul Consiliului Local Bucim, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucim, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucim, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Rapoartele de activitate ale consilierului local pentru perioada iulie 2016-iulie 2017, prezentare consilierului local. 6. Diverse. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru expunerea punctelor. Dați-mi voie să deschid ședința de astăzi și dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul. Nu. Supunem la vot. Ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 1 din ordinea de zi. Raportul privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2, 2017 al Comunei Bucim. Doamne și domnule consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2 al anului 2017 al Comunei Bucim și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoarele din legea numărul 217 pe 2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13 pe 2011, pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65 pe 2010. Astfel, puteți constata care a fost planul anual respectiv, planul pe trimestrul 4 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere aceste considerente, rog analiza și dezbatere proiectul de hotărâre. Domnule președinte, mulțumesc, domnul primar, pentru expunerea punctului numărul 1 de la procesul din ordine de zi. Dacă se scrie cineva la cuvânt, nu, dau cuvântul președintului de specialitate. Comisia specialitatea a luat la cunoștință despre ce prezentează domnul primar și punctul de vedere al comisiei este de acord cu exercițiu. Vă mulțumesc, domnule Tudor. Dacă mai sunt întrebări, dacă mai sunt înscrieri la acest punct, nu? Vă mulțumim. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 2 din ordine de zi. Expunere de motive prin stabilirea cuantumului de indemnizație de ședință pentru consilierii locali. Doamne, domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat pentru analizarea în această ședință a fost determinat de apariția legii salarizării personalului plătit din fondul public numărul 153 pe 2017 și care intră în vigoare cu data de 1 iulie 2017. În ceea ce privește indemnizația consilierului local, cu ocazia studierii actului normativ invocat, am constatat că aceasta face referire la, și la statutul aleșilor locali, coroborând dispozițiile articolului 34 din acest statut cu cele prevăzute în lege. În conformitate cu vederile articolului 34 din legea 397/2004, privind statutul aleșilor local, pentru participarea la lucrările Consiliului și ale Comisiilor de Specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință, indemnizația de ședință pentru a membrii Consiliului care participă la ședințele ordinare ale Consiliului și ale Comisiilor de Specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizația lunară a primarului. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația potrivit alineatul 2 este de o ședință de Consiliu și 1-2 ședințe de Comisie de Specialitate pe lună. În conformitate cu prevederea articolului 40 din legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin derogare de la prevederea articolului 34 alineatul 2
din legea numărul 2398/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui Consiliului Județean sau primarul general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările prevăzute la articolul 16 alineatul 2. Pornind de la referatul prezentat de secretarul comunei, înregistrat la numărul 2818 din 2806-2017, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus ca indemnizația consilierilor locali pentru participare la lucrările ședinței Consiliului Local și lucrările ședinței pe comisie de specialitate să fie în cuantum de 10% din indemnizația primarului, cel puțin până la data de 1 ianuarie 2018, funcție de veniturile care vor fi la bugetul local în anul 2018, ulterior voi veni cu altă propunere dacă va fi cazul. Față de cele menționate, rog analizat și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnule președinte, dăm cuvântul domnului Tudor Florin. Dragi colegi, așa cum am prezentat și în ședința comisiei, regiutorul s-a gândit în mod separat la noi, cu derogare de la legea 393, privind cei 5%, așa cum ați văzut și acolo, și se poate acorda până la 10%. De asemenea, am prezentat în ședința comisiei importanța consilierilor locali și mai ales a președintelui ședință în vederea legalității și atenției la ceea ce se semnează și fiecare este răspunzător prin modificarea articolului 128 din legea 215 prin legea 140. S-au introdus câteva aliniate la articolul 128, unde spune că consilierii locali răspund administrativ, civil, penal, pentru ceea ce semnează. Până acum, doamna secretară m-a mai explicat, era singura care răspundea pentru legalitate, pentru asta nu. Legiuitorul a venit și a accentuat acest lucru. De aceea, văd și importanța trecerii noastre într-un articol separat din legea salarizării 153/2017, articolul 40, unde prevede clar indemnizația consilierului local se poate acorda până la 10%. Punctul de vedere al comisiei este de acord. Nu putem fi împotriva domnului primar, pentru că și noi avem răspundere și ca și dumneavoastră. Și noi avem răspunderea noastră, ați văzut că prin articolul 128 din lege. Dintotdeauna. Intervin, deci nu numai a secretarului, apoi și a consilierilor dintotdeauna. Deci legea nu modifică răspunderea consilierilor. Nu, nu, ridică, ba din contra. Ba din contra, doamna secretară. Cum menține, domnul Tudor? Una cu menție și spune clar aici. Primarii, președintele Consiliului Județean, președintele ședința al Consiliului Local. Prin semnare, investesc cu formulă de autoritate executare executările actelor administrative emise sau adoptate în instituțiunea persoanelor. Deci asta face modificare. Da, dar asta... Nu a repetat-o odată legiuitorul. Legea 140. Articolul 128 avea un singur aliniat. Domnul președinte. Acum are 7. Nu au trebuit să nu sunt acele 7. Acum ar... Acum ar... Da. Și mai bine că... Da, și acum la articolul ăla răspunde și funcționarii publici care spune în articolul 128, nu spune de funcționarii publici care au dreptul să refuze să semneze anumite acte și așa. Da. Statutul funcționarilor publici. S-a studiat acum mai nou. A, cu zime și zile. S-a stabilit. Clar, de asta și el lucrez cu și importanța. Văd un acolo. Nu trece altă. Mulțumim, domnule președinte, dacă mai sunt înscrieri pe, la punctul numărul 2. Cine se înscrie? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Dăm aprobat punctul numărul 2. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 3 din ordinea de zi. Raportul din înțelea proiectului hotărâre referitor la aprobarea modificării statului de funcție și a organigramei pentru aparatul de specialitate primarului comunei Buciu. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre prezentat în această ședință a fost inițiat ca urmare a necesității obținerii avizului pozitiv la nomenclatorul arhivistic
al documentelor din primăria Comunei Bucium, dar și de necesitatea înființării unei funcții contractuale care să crea o parte din atribuțiile de secretariat pe care le îndeplinește în momentul de față secretarul Comunei. Astfel, în anul 2016 s-a efectuat controlul în domeniul arhivei, pe care o are în păsare instituția noastră. În urma acestui control s-a stabilit ca măsura de actualizare a nomenclatorului arhivistic al documentului pe motivul că acest nomenclator nu a mai fost actualizat din anul 2008. Întrucât au apărut o serie de documente noi, pe care le avem în activitățile pe compartimente, dar și o serie de documente care nu mai sunt generate de instituțiile publice, s-a impus actualizarea acestui nomenclator. Acțiunea s-a realizat însă datorită faptului că documentele arhivate despre care se face vorbire în propunerea instituției, dar care denumirea din statul de funcție și organigrama nu se regăsesc. Se impune o modificare a denumirii acestor astfel încât să cuprindă și activitățile generatoare de astfel de documente. Exemple, desfășurăm activitate de achiziții publice în cadrul biroului buget, contabilitate, venituri, fără ca această denumire la biroul să cuprindă și achiziții. Desfășurăm activitate de situații de urgență cu persoana angajată în cadrul compartimentului tehnic urbanist, fără ca denumirea compartimentului să fie cuprinsă și situația de urgență. Tocmai de aceea am propus de denumirea compartimentului biroului astfel încât să fie cuprinse toate activitățile desfășurate în cadrul instituției. De asemenea, am propus înființarea unei funcții contractuale de consilier 1 în cadrul compartimentului stare civilă, relații publice, secretariat, arhivă, care să aibă atribuții de secretariat datorită volumului mare de documente ce trebuie procesate, transmise, aduse la cunoștința publică. Argumentez că prin înființarea acestei funcții contractuale nu este depășit numărul maxim de posturi pentru comuna noastră. Având în vedere aceste argumente, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Și de această dată dau cuvântul domnului președinte la buget finanț. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 4 din ordine de zi. Nu, am citit numărul 4, citesc numărul 3 fiindcă l-am sărit. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la stabilirea cuantumului salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului Comunei Bucium. Doamnele, domnule consilier, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate la primarul Comunei Bucium a fost inițiat în conformitate cu prevederile articolului 11 din legea numărul 153/2017, lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La baza inițierii proiectului de hotărâre a stat respectarea ierarhiei prevăzută în conținutul legii prin aplicarea unui coeficient pentru fiecare funcție existentă în raport cu sarcinile și responsabilitățile stabilite prin fișa postului, fără a se depăși limita maximă stabilită de 3,5 pentru viceprimarul comunei. În urma verificării existenței sumelor din bugetul local necesare pentru plata salariilor și indemnizaturilor, am formulat propunerile din tabelul anexat la proiectul de hotărâre cu menținerea că salariile de bază, astfel stabilite, include gradațiile corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă pentru fiecare funcție publică și funcție contractuală ocupată. Nu s-au stabilit salarii de bază pentru funcțiile publice vacante. Consider că până la data de 1 ianuarie 2018 aceste salarii pot fi asigurate și le supun analize și atenție dumneavoastră pentru a fi aprobate. Ați avut în anexă salariile pentru fiecare. Domnule președinte, mulțumim domnul primar pentru expunerea proiectului de hotărâre la numărul 3. Dăm cuvântul domnului președinte. Inițial această lege 153, aprobată și promulgată de președinte, s-a dus o lege unitară. Până la urmă, această lege nu a putut fi unitară din toate punctele de vedere, la toate funcțiile bugetare, întrucât, dacă era să fie așa, consilierul gradația 3 de aici trebuia să aibă acel salariu, consilierul gradația 4, plasatul maxim, cam pe aici se numea chestia unitară. Deci nu s-a putut decât la anumite funcții bugetare, cum ar fi învățământ, spital,
poliției, unde i s-a putut face unde. La noi s-a, atunci s-a luat hotărârea și s-a introdus articolul 11 din prezenta lege, unde s-a spus că ordonatorul principal de credit, respectiv primarul, împreună cu consiliul local, vor stabili salarii de bază. Toate aceste lucruri s-au stabilit având în vedere câteva principii care sunt prevăzute în lege. La articolul 6, legea spune clar că salariul de bază se va stabili respectându-se aceste principii, care aș vrea să enumăr câteva doar. Principiul legalității, principiul nediscriminării, care se referă la eliminarea oricărei forme de discriminare și aplicarea unui tratament egal cu privire la personalul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime. Principiul egalității, asigurarea salarii de bază egale pentru muncă și valoare egale. Ar mai fi principiul importanței sociale a muncii, salariile să facem raport cu responsabilitatea. Se pare că, din ceea ce am văzut noi în anexă, pentru că nu sunt stabilite pe persoane, ci stabilite pe funcții, s-a respectat acest, s-a avut în vedere aceste principii, care sunt prevăzute de lege. De asemenea, tot legea spune că sporurile nu pot depăși 30%, este bătut în cuie. Și de asemenea, tot legea spune că la articolul 12, salariile de bază se stabilesc astfel încât să se încadreze în fondurile aprobate de bugetul de stat, bugetele asigurărilor de stat și bugetele locale. Așa cum ne-a explicat domnul primar în hotărâre, s-a avut în vedere că până la 31 decembrie anul acesta, aceste fonduri ne încadrăm cu ceea ce s-a propus în proiectul de hotărâre, ne încadrăm pentru a fi, nu a mai fi niciun fel de probleme. De asemenea, în lege se specifică că aceste salarii vor fi afișate atât pe site-ul primăriei, cât și asta, am două date, 31 martie și ceva, până septembrie, să cam așa ceva. În principiu și punctul de vedere al comisiei este că suntem de acord cu salariile de bază stabilite conform anexei la proiectul de hotărâre și până la anul ne vom reîntâlni pentru a stabili alte, mai ales având în vedere că dacă se respectă ceea ce a spus PSD-ul în program de guvernare, în momentul când crește salariul minim garantat, în toate ceea ce se va întâmpla la anul, 100 de lei, trebuie modificat și acestea. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul președinte. Dacă sunt înscrie pe bazele acestui subiect, domnul Adol, cine este pentru? Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar pentru a le expune că... Nu, la punctul 5, sunt rapoartele domnului consilier. Acestea le-ați predat, doamne secretare, o să fie afișate pe site-ul primăriei, în care o să vadă toți cetățenii, sau toți acei care sunt interesați, activitatea dumneavoastră, timp de un an de zile. Am înțeles. Atunci trecem așa la diverse și dacă aveți probleme, fiecare cunoaște din sectoarele care le aveți sau alte probleme. Nu? Domnul președinte, dacă sunt? Mai e cineva? Nu? Deci dăm cuvântul să-ți dăm în urmă. Scurtă, urma audienților pe care le-am avut, doamna Jenița Baratca. Baratca. Da, așa. Care locuiește în capitul satului, are rugămintea la dumneavoastră, dacă s-ar putea să se ducă un, nu tombeno, cum se cheamă asta din plasă, container din plasă, în direcția uliției din fața casei ei, că se plânge pe acolo, s-a dat foarte mult timp. De feturi. Așa, deșeuri și dacă ar fi acolo un container, poate ar fi curățenia mai mare. Nu s-o să vreau să le adunem din șantul pe care îl... Da, o să vedem. Dacă nu e cineva care dorește să fie la diverse. Aveți mai un pic, mai e un pic mult care nu mai e, deja ne-o și obligă să, cred că, să lasă cu amenzi pentru selectarea gunoilor. Am văzut, sigur o să amendeze firma, asociația, dacă într-un scurt timp nu apar acele trei tomberoane pentru selectare, hârtie, sticlă și PVC-ul, o să se reiesă cu amenzi.
Sper că când o să vin acelea, avem în comun cam 15 puncte în care o să le împărțim, nu o să putem pune de la fiecare poartă sau de în... Dacă o să pun în Tepșan, trebuie să vină până în Tepșan cu o plăsuță de ce trebuie. Sunt 15 puncte în toată comuna, dacă mi le aprob. În toată comuna, inclusiv consul, da? Ne mai înscriindu-se nimeni la punctul numărul 6 la diverse, atunci declarăm ședința închisă.